Bună ziua, dragii mei! De fapt, bună seara, e cam seară. Mă bucur să încep să vă mai prezint câteva din ideile mele culinare, pentru că am lipsit de ceva vreme și încerc să vă împărtășesc, așa pe scurt, din experiența mea. Astăzi vreau să vă prezint, chiar pe scurt, un mod de a pune măslinele, care arată, știți voi, astea din comerț, cum arată, fără ulei, da? Așa simple, în zeama lor proprie, fără sare prea multă. Vreau să le punem, să le conservăm. Eu le pun într-un borcan și adaug niște condimente, niște lucruri care ajută să devină puțin gustoase, mai gustoase decât sunt de altfel. Pentru asta am pregătit ulei de măsline, un pic de sos picant din ăla chinezesc. Aici am o pudră de ardei turcesc, din Turcia, ardei dulce, roșu, sare. Normal trebuia sare mare, dar nu am momentan. Foi de dafin și oregano. Și pe lângă astea, pentru un gust mai bun, pun un pic de usturoi, un cățel mai mare și două, trei feliuțe de lămâie. Bun. Pentru asta am început să pun deja în borcan, după cum se vede, măslinele, da? Înainte să-l completez, o să pun o foaie de ouă de dafin. Pentru cine vrea să dea un gust mai rapid și mai intens, puteți încălzi un pic uleiul, da? Punem în acest vas. Pardon. Puțină oregano, da? Punem un praf de condiment din ăsta roșu, care nu e, uite, v-am zis. Sare. Trebuia sare mai. Eu pun cam o linguriță, da? Să nu fie nici prea sărate. Din ăsta sos sweet chili, nu prea e sweet, e cam dulce, cam iute. Am să-l pun un stropușor pentru că e foarte iute. Ok. Cam atât. Miroase super și ăsta are puțin usturoi în el. Da? Usturoiul doar îl strivesc un pic și îl tai feriuțe, da? O să pun printre măsline, da? Așa. Îl împrăștiem. Asta dă tot gustul. Ați văzut, sunt în comerț măsline cu usturoi, măsline cu brânză, măsline cu măsline umplute chiar, dar astea la borcan sunt și cu usturoi și cu oregano, cum pun eu acum, da? Ok, completăm borcanul. E bine să fie cât mai presate, ca să nu înghită prea mult ulei. Ok? Tăiem și puțină lămâie. Îmi cer scuze pentru calitatea filmării. Nu am operator, așa că încerc să fac singurică acest mic clip. Eu vreau să vă spun că mie îmi plac foarte mult măslinele puse în felul ăsta și sunt foarte sănătoase. Adică tot ce punem aici e sănătos, da? Bun. Deci am completat borcanul, da? Îl punem aici deoparte și în vasul care am pus sosul acela și oregano și sarea, pun un pic de zeamă de lămâie. Nu prea mult, să nu ia sacre. Dacă
o bobiță, ok? Și uleiul de măsline. Pun cât cred eu așa de cuființă și dacă mai e nevoie, adăugăm. Mă cam doare sufletelul că pun eu ulei din ăsta, dar știți că îl puteți refolosi după aia la o salată, e foarte bun. Pentru că ăsta e ulei turcesc. Îl am din Turcia și, uite, după culoare se vede că e făcut de casă. L-am cumpărat de la țărani când am fost în vara asta. De la piață, fica mea, cumpărat. Bun. Să încercăm să punem, cred că totuși mai trebuie un pic. Dacă rămâne noi bai, punem la mâncăruri, la sus, că n-are ce greu cu să dea. Și o să vedeți că după câteva zile, când ele prind gustul și de sare și de tot ce am pus noi aici, o să vedeți cât de mult schimbă. Deci mai adăugăm foarte puțin ulei, așa că să stea acoperite. Da? Punem capacul. Ia uitați. Și să-mi spuneți peste 3 zile, o săptămână, cu cât, de fapt, cu cât stau mai mult în această amestecătură de bunătăți, da? Cu cât stau mai mult, cu atât se fac mai bune, da? Super, super o să iasă la gust, mai ales usturoiul. De fapt, tot ce am pus aici este demențial de bun. Așadar, scurt video de azi. Vă mulțumesc și sper să vă prindă bine acest mic truc. Pentru că, sincer să fiu, întotdeauna când mâncăm așa măsline din astea, așa fade, fără niciun luciu, cum le luăm noi de obicei în ulei, sau fără niciun gust, fără să fie și sărate, degeaba sunt mari dacă n-au gust. M-am gândit să le fac și asta, procedeul ăsta îl folosesc de ani de zile. Cu cât v-am spus, cu cât stau mai mult, și cele verzi, la fel, puteți face cu ele același lucru. Pentru cine dorește, poate să pună bucăți, cubulețe de brânză. Sunt și mai apetisante și mai gustoase. Vă mulțumesc pentru atenție. O să ne vedem la un vlog următor. O să facem niște sushi de casă. Vă doresc toate cele bune, multă sănătate și să aveți sărbători cu bine. La revedere!